Cei mai emoționați au fost bobocii din clasa pregătitoare. Elevii din clasele mai mari abia așteptau să se reîntâlnească cu colegii pentru a povesti cum a fost în vacanță. Mă duc în clasa 0. În clasa 0? Și ce crezi tu că o să faci tu la clasa 0? Bine. Oare o să învățați sau o să vă jucați mai mult? De amândouă. Ai cunoscut vreun coleg sau vreo colegă? Am cunoscut-o doar pe doamna mea. Și cum e doamna ta? Frumoasă. M-am săturat foarte mult de joacă și acum am învățat cu lecțiile acasă. Te bucur că ți-ai revăzut colegii? Da, și mă bucur că mi le-am regăsit pe prietenele mele cele mai bune. Ne-am povestit ce am făcut în vacanță, dacă am terminat cartea de vacanță. Ai terminat-o? Da. Noul an școlar începe în Craiova cu unități de învățământ bine pregătite din punct de vedere al infrastructurii. Municipalitatea a investit peste 3 milioane de lei în lucrări de reabilitare a școlilor. În continuare, Primăria Municipiului Craiova va oferi burse, nu doar sociale, dar și de merit și de performanță. Aproximativ 30% din populația școlară a fost premiată până acum, în ultimii ani. Vrem să ne convingeți că meritați mai mulți să luați aceste burse de la primărie. Asta înseamnă să aveți rezultate mai bune la învățătură, pentru că investiția în educație este cea mai bună și trebuie să fie cea mai consistentă. Dragi copii, vreau să vă spun că voi sunteți rațiunea noastră de a fi și de a munci, a noastră a dascălilor. Pentru voi existăm, pentru voi muncim și să aveți încredere în noi, să veniți cu inima deschisă, pentru că vrem să vă ajutăm să porniți pe drumul vieții. Peste 95.000 de copii au început astăzi școala în județul Dolj.